Locuitorii din satul Ionicești, comuna Sâmburești, s-au confruntat periodic cu probleme mari cauzate de ploile torențiale. Acestea creșteau foarte mult debitele pârâului Valea Sâmburului și a râului Cungrea, împiedicându-i pe oameni să ajungă acasă sau să meargă unde aveau nevoie, fie că doreau să se deplaseze pe jos, fie cu autoturismul. Problema lor a fost rezolvată de autorități care au construit recent două punți metalice, fiecare de câteva zeci de metri lungime. A fost o situație de urgență aici, debitul pârâurilor este undeva la 100-150 de metri cu pe secundă în anii ploioși. Aici circulația era întreruptă atunci când plouă. Am făcut o investiție de 10 miliarde lei vechi. Am construit aceste două punți pietonale, se numesc metalice, dar sunt destinate și traficului de autoturisme, autovehicule ușoare. Am reușit anul acesta, mai pe datorie, mai cu bani, să le construim și ne-am luat de pe suflet o mare problemă a comunei. Oamenii sunt bucuroși că acum se pot mișca în voie prin propria localitate și laudă investiția autorităților locale. Cum e cu podurile astea făcute aici? E bine podul făcut. E aranjat, poate să treacă mașinile, trec bicicletele, trec. Și nu mai rămâneți blocați când plouă. Nu, nu. Și crește gârla. Nu mai rămânem blocați ca să crească gârla. Dar când creștea, cum era? Poftim? Dar atunci când se umflau apele? Nu aveai pe unde să treci. Nici cu mașina, nici pe jos? Păi pe jos nu aveai cum să treci, pentru că trebuia să pui niște scânduri ca să poți să treci. Sau dacă nu, săreai gârla. Sau dacă aveai cizme sau adidași în picioare, nu aveai cum să treci. Și așa, dacă s-a făcut podul acum, putem să trecem și noi, că suntem și noi oamenii satului, nu? Administrația locală din Sâmburești a reușit să rezolve problemele oamenilor, apelând la fondurile și așa mici din bugetul local, după ce a făcut numeroase demersuri pentru construirea celor două punți pietonale pe situații de urgență și nu a reușit. Fondurile sunt din bugetul local. Deci nu sunt nici pe fonduri guvernamentale, nici pe CNI-ul, nici pe situații de urgență, nici pe fonduri europene. Sunt bani ai bugetului local, ne-am ajutat și domnul președinte Marius Oprescu cu o sumă. Pe situații de urgență, de ce nu? Situații de urgență, am tot depus documentații pentru situații de urgență, nu s-au alocat bani la nivel guvernamental, nu vreau să spun mai multe. Performanța administrației locale este cu atât mai mare cu cât investiția a fost realizată într-un interval scurt de timp. În plus, ea a fost dată în folosință înainte de a fi achitată în totalitate, constructorul acceptând ca ultima tranșă de bani să fie achitată la un anumit interval de timp după realizarea ei, după rectificarea bugetului local.